Deci, se dă pătratul. Am zis așa, A, B, C, D, diagonale. Acum nu știu. Da, am zis diagonale. El se perpendiculare, se înjumătățesc. Și ducem, luăm așa, să spunem, aici M și aici M. Și ducem NB. NB. Și respectiv MC. Noi am arătat, aici știm că e numărul de grade, aici am arătat că e numărul de grade. Așa, și trebuie să arătăm, P este punctul de aici și Q de aici. PQ paralelă cu BC. Am arătat că aici L am luat și aici O. Am arătat că P L este cât P O. La fel este cât pe O. Avem M, B. Noi știm că D, B este diagonală în pătrat. Deci M, B, D e congruent cu M, B, D. M, B, D. E de 45 grade. E congruent cu M, C, D. Cu M, C, C, D. D. Și dacă scădem 90 ca un 2 90, ne-a rezultat că B, că unghiurile alea, Q, B, C, cu Q, C, B, au 45. Deci încă o dată în M, B, D. M, B, B, D. E de 45 de grade, da. Asta, da? Da. Și e concurent cu M, e concurent cu A, C, D. Cu A, C, C, da, D. Asta e, da. E da. De 45 de grade, chiar putem. Poate de 45, de sectoare diagonale, mă. Așa. Da, și A, C, M e congruent cu N, B, D. A, C, M, unghiul de aici. Ăla mici, da. Da, e congruent cu ăsta, deci da, am arătat asta. Arătat asta, da. Și ne rezultă că și Q, B, C, congruent cu unghiul Q, C, B. Păi, Miruna, tot ăsta e tot de 45, da? Da. Da. Și dacă scădem unghiul congruent, da? Ce rămâne așa? E tot congruent. E congruent cu ăsta. Deci astea două sunt congruente. Hai să zicem C1 și cu B1, da? Asta da figură. C1 cu B1. Asta da figură. Da. Uitați aici. Atât de obținut. Hai. Trebuie și tu figura. Și MLB cu cine era congruent, profesor? MLB e de număr de grade. Și cu cine era congruent? MLB? MLB cu care triunghi este congruent? Da. Nu prea vede un triunghi congruent cu acela. E cumva DQ congruent cu el? Miruna, hai să insistăm pe ceea ce trebuie să dovedim. Noi vrem să arătăm paralelismul ăsta, PQ, paralelă cu DC. Adică ar trebui să arătăm că PQ e perpendiculară, Miruna. Mm-hmm. PQ e perpendiculară pe DC. Dacă am reușit să prindem un triunghi cu oară B, P, C, dacă am prindit triunghiul B, P, C și Q ar fi ortocentru, adică dacă C, Q ar fi perpendiculară pe P, B. Atenție! Deci păi în triunghiul este, B, P, C, păi dacă CQ ar fi perpendiculară și este. Și dacă din celălalt vârf BQ ar fi perpendiculară pe BC și este. Iată BQ ortocentru. Și atunci a treia e perpendiculară pe BC. Și nici nu mai omorăm cu toate problemele. Da, n-am folosit ipoteză. Dar n-am folosit-o. Cum n-am folosit? E văzut ce rapid? Da, domnule. A trebuit să facem problema. Figura mai mare. O dată și încă ceva. M-am întors la probleme și am zis, ce batem când fugim din Polo-Colo? Da.
cu triunghiul ăla cu greu. Uh-huh. Noi ce trebuie să arătăm? E paralelă. Da. Cu cine? Cu DC. Da. Adică să fie cum DC e perpendicular pe BC, ar trebui să arăt că BQ e perpendicular pe BC. Ei n-au știut asta. Da. Dacă știau, să ce știu asta. Cum? Ei n-au știut că dacă arată că e perpendiculară pe BC, e exact paralel. Cum dacă domnul? Ei n-au știut, că o valorificau. Păi, minunat. Păi, hai să luăm așa, mă. Ca să fie unghiuri corespondente, mă. Da, da, da. Din 90 de grade. Ați înțeles? Da? De-aia nu v-a ridicat pe asta. Asta e cea mai bună, domnule. Să ne mai avut. Da? Dar deci, arătăm și unghiul ăla din 90 de grade acum, domnule. Da, trebuie să muncim acolo, da. Ca să facă povestea. Dar haideți să înțelegem la problema asta încă ceva, dacă mai e nevoie să o spun. Da, la problemele de geometrie, oricând poți fi surprins. Corect. Poți să bați câmpii stânga-dreapta și să fii pe lângă soluție cât cuprinde. Dar ce trebuie să faci? Te aduni din când în când. Stai o secundă, ce trebuie să fac? Scuturi din cap așa un pic. Ce trebuie să fac? Eu trebuie să arăt că PQ e paralelă. M-am concentrat pe chestia aia cu unghiurile acelea alterne, interne, nu știu da, ce, 3-4-5, 3-4-5, nu reușesc. Poate să fie adevărat, nu reușesc. Și atunci ce am făcut? Am zis, stai o secundă, pentru a dovedi că e paralelă cu asta, înseamnă să fie, cum asta e perpendicular, înseamnă să fie perpendicular și aici. Și atunci am sărit repede pe o problemă cunoscută. Eu și scriu asta, pentru a arăta că pe e paralelă cu CD. Da, ha, da. Am propus să arăt că PQ PQ e perpendicular pe BC. Deoarece și... Dar și de ce e perpendicular pe BC? Dar iată cum scrim chestia asta. Aha. În redactare. Haideți chiar așa să vedem. Rezolvare. Rezolvare. Demonstrație. Sau demonstrație. Demonstrație, da. Demonstrație. Zicem, de ce e perpendiculară pe A, pe BC? Da? De ce e perpendiculară pe BC? Din ipoteză. Da. Dacă PQ, și pune dacă, sunt noi, dacă acest puțin dacă întrebare, demonstrez, nu? Dacă PQ va fi perpendiculară pe BC, din cele două acolate, rezultă atunci că PQ e paralelă cu DC. Că-s perpendiculare pe aceeași dreaptă. Rezultă că PQ PQ este paralelă cu cine a zis PQ paralelă cu CD. Așa-s dacă mi-a rămas. Hai după el. Hai să rezolvăm. Corect. Începem mai întâi demonstrăm cu unghiurile la din 90. Și zicem acum. În triunghiul. În triunghiul. BPC. BPC. Avem acolată. BO. B, în triunghiul B, B, C. B, B, C. Da, avem B, O. Avem B, O. Perpendiculară pe P, C. Perpendiculară pe P, C. Dacă, semne întrebare, dacă C, M, e perpendiculară pe P, B, C, M, C, M, da. Perpendiculară pe P, B, dacă C, M, CL, hai să zicem, o să-ți prezidăm la cine este scris. Dacă CL e perpendiculară pe cine? Pe BB. Atunci, din astea două, rezultă că O sau care? Q. Q este ortocentru. Q, ortocentru. Și va rezulta că dacă acesta se elimină, rezultă că PQ, a rezultat că PQ Pe BC. Păi nu, am lăsat-o, dacă așa la. PQ pe primară pe BC. Dacă trebuie să mă duc să arăt că când lui pe dacă acesta mi-a rămas. Acum dacă ăsta te da. Deci dacă ăsta. Și acum dacă ăsta, să ne apucăm.
Deci, zicem, de... de care? Cl perpendicular. Cl perpendicular. Cl perpendicular. Cl. Pe P, B. Perpendicular pe P, B. Echivalent cu a spune că CM perpendicular. Nu zic CL, zici da, CM. Pe B, P. Dacă și numai dacă, deci CM va fi perpendicular pe B, P. Da, dacă și numai dacă unghiul ăla din C, nu? E dacă și numai B, dacă, unghiul ăsta de aici, adică e vorba de unghiul M, B, N, M, B, N, e congruent cu unghiul M, B, N, congruent cu unghiul M, C, B, M, C, B, și A, B e perpendicular pe BC. Și A, B perpendicular pe BC. Dar asta este și rămâne numai congruența unghiilor ăsta. Nu vreți să vreau de la cu ortocentrul locului. Așa, o iau. Nu mai am vrut să facem o demonstrație plecând de la nevoi. Corect este să plecăm de unde? De la congruența celor două unghiuri și să mă duc în invers. Dar am folosit-o așa. Măi, ce îmi trebuie? Hai să mă repet un pic, da? Măi, ce îmi trebuie ca să fie PQ paralel cu DC? Ce îmi trebuie? Trebuie ca să arăt că PQ e perpendicular pe DC, pentru că DC e perpendicular pe DC. Și ca să fie PQ perpendiculară, ar trebui să privesc cu atenție în triunghiul BPC și să constat Q să aibă calitate de ortocentru. Adică trebuie să am cele două înălțimi de așa. Adică B o să fie perpendicular pe PC și este din diagonalele sunt perpendiculare. Da. Da. Deci, încă o dată. În triunghiul BPC Q, ca să aibă calitate de ortocentru, el trebuie să fie intersecția celorlalte două înălțimi. Da. A două înălțimi. Una o am pe BO. Da, de ce BO e perpendiculară? Pentru că diagonalele sunt perpendiculare într-un pătrat. Corect. BO este. Da. Dacă și ce... CL, prin Q trecând, ce Q va fi perpendiculară pe PB, atunci Q e ortocentru și pe Q pică perpendicular și paralel și tot e rezolvat. Și acum am îngrămădit problema în a dovedi că C L perpendicular pe PB. Bun. Și ca să fie perpendicular 90 de grade, mă duc la unghiul ăsta, adică M, B, N, și unghiul M, C, B, și dacă arăt că aceste două unghiuri, adică cum e notat aici, B1 și cu C1 sunt congruente, dacă arăt chestia asta, B1 da, și C1 sunt congruente, atunci aceste două unghiuri au o șmecherie, au o latură perpendiculară pe cealaltă latură. A. Deci au o latură. AB pe BC. Pe BC. Și dacă sunt congruente, și cealaltă latură care completează unghiul. Adică C, M sau C, L, da? E perpendicular pe cealaltă care completează unghiul. Pe B, P. Și aceste două unghiuri putem arăta că sunt congruente. Deci, mai rămâne să arătăm că sunt congruente. Cum am arătat? Păi am arătat în primul rând unghiul ăla mic din B, cât unghiul ăla mic. Am arătat cu unghiul B, M, B ăla mic, dacă e cu unghiul ăla mic. Și tot ăla din 45, ăla din 45. Când bisectoare, diagonale. Da, atunci asta că B1 e congruent cu B1. Da, sau mergem în triunghiul ăsta. A, N, B. Triunghiul A, N, B. Și M, C, B. Da. Așa am arătat. Da. Triunghiul A, M, N, B și cu M, B, M, B, C. Sunt congruente pentru că au A, D. A, D cu A, B, C. A, N cu M, B. Și atunci, fiind catetă-catetă, triunghiurile sunt congruente, unghiurile sunt congruente, și unghiurile fiind congruente, astea ne trebuiau.
Deci de aici redactarea se pleacă de aici. Deci corect este așa. Dar eu m-am mers de la nevoie spre cine trebuie să ajung. Adică de la... De unde am plecat? La concluzie. Da? Am sfârmat concluzia neavând nicio șansă să pornesc problema. Nu aveam, nu vedeam. Și am zis, stai-mă o clipă, ce trebuie să fac eu? Pentru a arăta că PQ e paralelă cu DC, am părăsit ideea cu unghiuri alternitele de 45 de grade și că nu vedeam, nu, din figură nu reușeam. Eu aveam doar atât. Că ND este cât am M și nu puteam să mă leg, să mă duc spre ea. Și am zis, opa, între unghiul B, P, C, Q ortocentru. Aici. S-a prins becul aici. Și am mutat problema spre a arăta că ce L e înălțime. Da? Ce L înălțime. Adică ce L perpendiculară pe N, B. Adică unghiurile să-ți fie congruente. Și dacă astea sunt... Dar de unde e unghiul? Din triunghiurile astea congruente. Și redactarea acum o începem de la fie triunghiurile. Deci ce să fie unghiul dacă nu e cum? Deci, ne-am dus că R e perpendicular pe NB. Că? L perpendicular pe NB. Asta trebuie să arătăm. Deci trebuie să arătăm B1 cât L1, trebuie să arătăm că... Iar de ce? Pentru că... De ce trebuie să arătăm că unghiurile alea sunt congruente? Pentru că aceste două triunghiuri, noi trebuie să arătăm ca și 90 de grade, da? Dar n-ai cum să arăți, decât dacă arăți că întâi unghiurile sunt congruente și unghiurile fiind congruente și având ele deșteptele unghiuri, o latură a unuia, perpendiculară pe altă latură a celuilalt, atunci cea de-a doua latură care completează unghiul... Asta e o regulă? Da, păi, da, unghiurile da, latură perpendiculare. Asta deci unghiurile cu laturile perpendiculare, două câte două, sunt congruente. Și putem dovedi că deci sunt așa. E ușor de demonstrat. Dar nu mai pierd acum în chestia asta. Deci unghiurile, deșteptele astea unghiuri, care au una din latura unuia, perpendiculară pe cealaltă, și ele de ele știi că sunt congruente, n-au ce face celelalte două laturi care completează. Adică latura asta care completează unghiul de aici. Și cu latura cealaltă care completează unghiul de acolo, sunt, în condițiile astea, perpendiculare. Da? Deci, notăm. Unghiurile cu laturile perpendiculare, două câte două, unghiurile, cu laturile perpendiculare, două câte două, unghiurile perpendiculare, două câte două, sunt congruente. Sunt congruente. Reciproc. Reciproca noi o aplicăm. Reciproca. Dacă două unghiuri sunt congruente, reciproca, da? Dacă două unghiuri sunt congruente, și au câte o pereche de laturi perpendiculare, ce înseamnă câte o pereche, adică o latură la unul, cu o latură la una. Scrie și chestia asta, că asta e esențial. Esențial. Deci dacă două unghiuri sunt congruente și au câte o pereche de laturi congruente, o pereche de laturi perpendiculare, atunci cealaltă pereche de laturi pereche și au câte o... Deci dacă două unghiuri sunt congruente și au câte o pereche de laturi perpendiculare, atunci cealaltă pereche de laturi, câte două laturi sunt pereche, nu? Cealaltă pereche de laturi ale unghiurilor respective, cealaltă pereche va fi cealaltă pereche va fi perpendiculară. Adică laturile vor fi perpendiculare, în sensul ăsta. Cealaltă pereche de laturi va fi și ea perpendiculară. Adică laturile vor fi și celelalte două perpendiculare. Deci, dacă două unghiuri sunt congruente și
așa cât o pereche de laturi perpendiculare, atunci cealaltă pereche de laturi are un dublu, vor fi perpendiculare. Așa, așa. Cealaltă pereche va fi corectă în acord gramatical, nu știu ce. Da, cealaltă pereche va fi și ea perpendiculară. Asta am aplicat aici. Reciproca, da? Reciproca teoremei, unghiurile cu laturile perpendiculare două sunt congruente. Reciproca. Mai insist o dată. Nu mă plictisesc, dar vreau să ajung la mintea voastră cu explicația. Deci, asta este tot un lucru. Eu nu mă dau deoparte să analizez fiecare idee a voastră. Deci tot ce s-a discutat acum, tentativa noastră de a încerca să rezolvăm probleme, problema aceasta de paralelism, tot ce a venit la voi am analizat. Și noi ne-am cramponat în ideea asta de început, Miruna, să o spunem, ideea fiind asta. Să arăt paralelismul, două drepte, o secantă, cu unghiul ăsta e de 45 de grade, am dorit și am tras cu dinții ca și ăsta să fie de 45. Și nu ne-a ieșit. Am muncit aproape o jumătate de oră și n-a ieșit. Eu în timpul ăsta n-am fost deloc atent decât la ideile voastre. Pentru că nu-mi permit, profesorul de mine nu-și permite să repeată pe cineva. Că dacă e o idee bună. Ați văzut mai devreme, am făcut problema aceea complet diferit de ce ați gândit voi la casă. Deci eu am în mintea mea o singură chestie. Că există posibilitatea ca în discuția care o purtăm să veniți cu o idee care să însemne rezolvarea problemei. Și atunci eu trebuie să analizez fiecare în parte. N-am voie să spun. Nu. Păi cum? Ce fel de matematică este asta? De aceea am lăsat-o așa. Dar am analizat cu multă grijă. Ați văzut, n-am stat deloc să vă repet. Deodată, am renunțat la toată discuția. Și am zis, mai, ce trebuie să arăt? Că PQ perpendiculară. PQ paralelă cu DC. Pe Miruna, eu vă spun ce am gândit în culise. Am urmărit-o pe Miruna și am obosit cu 45 de grade celălalt. Și nu mi-a ieșit nimic. Altceva zic. Stop. De la capăt. Acum fac curățenie în minte și trebuie să gândesc altă variantă. Pentru ca PQ să fie paralel cu DC. Cum de ce e perpendiculară pe BC? Mi-ar trebui ca PQ să fie perpendiculară pe BC. Și stop Q. Q pleacă din P. Păi triunghiul B, PC intră în discuție. Intră triunghiul BC și Q zic pe aici, pe Q trece. Dacă ar fi ortocentru, nu văzusem înălțimile. Eram cu spatele, pur și simplu, dar în mintea mea asta am gândit. Q să fie ortocentru. Adică să am alte două înălțimi. Adică B, O să fie perpendicular, păi este. Și C, L să fie perpendicular, păi am arătat. Deci este clar, problema e rezolvată. Și mi-am amintit pe urmă că nu degeaba am muncit noi și am arătat perpendicularitatea, iată că am folosit-o, și totul s-a dus în triunghiurile acestea, hai să pornim și la treabă în direcția bună. Și ce am făcut aici a fost redactarea dinspre concluzie, spre ipoteză. Ori redactarea se face totdeauna plecând de la ipoteză spre concluzie. Acum să facem drumul invers, adică poate? Demonstrat că de aceea plecăm la triunghiul A, B, N. Da. Deci fie triunghiul. Zi, Adi, te rog, pornim. Adi, hai, vedem de vreau. Poate mă urmești. Fie triunghiul AB, N. În care AB, cu ceva? AB, și cu triunghiul. Deci fie triunghiul, spre comparație. AB, N. Și triunghiul B, D, C. Și triunghiul B, D, C. Despre cele două triunghi spunem tau. Așterzi D. Da, e de una, da. Și ce o este aici, da? Deci cele două triunghiuri au Adi, te rog să spui. Dar nu B, D, C. O, C, B, nu? Nu. A, B, A, B, N, a zis bine. Și B, D, C?
și AB în AD și M, C, B. Păi da. Nu B, D, C. B, a scris B, D, C. E, nu-i bine B, D, C. Deci triunghiul A, B, N și M, B, C. Da, M, C, B. Și triunghiul M, C, B. Cele două triunghiuri au adite, rău. AB congruentă cu BC. Au pe AB congruentă cu BC. BC. E bine? AB cu BC, ca latura ale pătratului. Da, avem măsura unghiului BAC congruentă cu măsura lui B. Măsura lui BAC, cât 90 grade, da? Da. Măsura lui BA. Măsura BAC, 90 grade? BAC, așa zice, așa am scris. Domn profesor, nu-i corect, sigur că da. Care e unghia? Deci te uiți, te uiți la ABN, mai adică. ABN. ABN are un unghi 90 grade. Care este unghiul din 90 grade? ABN. A. A. Păi citește prin trei litere. BAN. BAN, așa. Măsura lui BAN. E egală cu măsura din celălalt triunghi. B, C, M, B, C. M, B, C. M, B, C. M, B, C. Adică asta nu-i pătrat, nu are aici 90 grade. Și asta nu are 90 grade din cauza pătrat. Așa e cetă, nu am care? Dar da, da, ce un, uite, în M, B, C, intră ce-ul? Atenție, Audi, în M, B, C, intră tot ce-ul? Ah, nu. Îți intră parte din ce. Deci unghiul M, B, C, right, care e din 90 grade. Egal cu măsura lui M, B, C și egal cu 90 de grade. Măsura, da? Bun. Ce mai avem la cele două triunghiuri? Nu-i suficientă. Deocamdată avem pe A, B toată cât BC. AB intră în triunghiul ăsta. BC a intrat în triunghiul celălalt. Unghiul ăsta e cât ăsta? Unghiul de aici, 90 grade, 90 grade. MC cu B. Dar nu avem MC. Trebuie să demonstrăm pe asta. Nu avem. MC. Nu avem MC cât B. Unghiul ăla. Nu, 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 nu avem Miruna. Miruna. Eu avem în ipoteză, avem așa, că am, eu atât mă vizez, pe am, cât NB, NB. Și mă, B, cât deci, da, atenție, avem doar atât da, asta, e cât asta. Da. Și dacă din toată și asta... Scădem. Scădem. Și din toată asta scădem bucății da, egale, ce da, rămân da, sunt egale. Da. Dar am zis asta, dar... Păi, asta era. Deci adăugăm... MB. MB. Cu ană. M, B, congruent cu ană și motivăm în paranteză. De ce? Pentru că N, D, congruentă cu amă. Zicem, am, A, de zicem așa. M, B este egal. M, B, segmentul M, B, este egal cu tot A, B, A, B, minus A, M. Parcă așa scris, nu mai pune da, segmente, da, da. Pur și simplu, să înțelegi că la vreo ce după aia. Aaa, după aia ană. Ană, da. Ană. Egală cu AD. Așa. Minus ND. Minus ND. Și AD toată, AD toată, egală cu AB toată, nu? Cu AD. Ca latura ale... Ei, când am motivat așa Miruna în paranteză, să sub, i-am spus tot ce trebuie lui. Uh-huh. Astea sunt și iată că acum... Și rezultă din cazul... Latura unghi, latura. Ori zic latura unghi, latura, ori zic mai degrab catetă... Unghi. Catetă... Catetă, catetă. Da. Catetă. Uite, da, da. Catetă, catetă, da. Da. Pentru cazul CC, catetă, catetă, triunghi luate în discuție. Triunghiul ABN. A, B, N. Congruent cu triunghiul M, B, C. M, B, C. Și triunghiile fiind congruente, toate elementele sunt congruente două câte două. Adică
acolată. N, B. N, B toată. N, B. E congruentă. N, B. Congruentă cu B, M. Cu M, C. Cu M, C, așa. N, B, cu M, C. Și unghiurile congruente. Chiar asta mă interesează cel mai tare, unghiurile. Da. Măsura lui A, măsura lui B, A, N. B, A, N, păi le-am știu cu 90 de grade. B, N și M, C, B. M, B, N, care se uită spre cine M, B, N, Adi? Și M, B. M, B, N, sau mai bine Adi ar spune A, B, N. Dar A, B, N, Miruna mi-a zis să mă duc așa. Hai să zicem tot. A, B, N. Unghiul A, B, N. Care se uită spre cine? Se uită spre A, N. A, N-i congruent cu M, B. Și spre M, B se uită B, C, M. Congruent cu B, C, M. Și subliniem. Că ăsta m-a interesat foarte tare. Unghiurile astea congruente care v-am zis, adică ar fi că B1 congruent cu C1. Pe scurt, B1 congruent cu C1. Asta am vrut să am, să câștig această informație. Și acum zicem, cum B1 congruent cu C1 și are o latură B1 formată din AB, de sus prima, AB, e perpendiculară pe cealaltă latură, pe BC, pe BC. Iată că am două unghiuri congruente, care au câte o pereche de laturi congruente, atunci cealaltă pereche de laturi, cealaltă pereche de laturi, e vorba de BN, deci rezultă conform reciprocei teoremei care am anunțat-o mai înainte. Aici a rămas în urmă, da? Uite, uite, Miruna. Unghiul A, B, N, adică B1. Da. E cât C1, da? Da. Știm că sunt trei unghiuri congruente, da? Da. Deci, da. B1 cu C1. Astea două unghiuri sunt deștepte și au câte o pereche de laturi. O latură de la 1, pe o altă latură de la al doilea. Perpendiculare. Atunci, celelalte două care formează unghiul, care completează. Latura asta care completează unghiul de aici. Mm-hmm. O latură, cum va fi pe latura care... Perpendiculare. Vor fi perpendiculare. Deci aici, conform reciprocei, corect, zicem că BN, BN e perpendiculară pe MC. BN pe MC. Superbă chestia. Asta îmi trebuia foarte tare. BN perpendiculară pe CM. Adică, tradus CL în triunghiul. CL perpendiculară pe PB. Corect. CL, echivalent asta de sus, CL perpendiculară pe P-B. Și o subliniez foarte tare. Da? Asta este, ăsta e rezultatul important, foarte important. Da, așa. Și ne ducem între deci zicem în triunghiul. Și acum ne ducem în triunghiul ăla și arătăm că Q-ul ăla e ortocentru. În triunghiul. P-B. P-B. C. Acolo. Dar, domnule, v-am scris asta. N-am scris, că da, n-am luat-o de la început, după aceea am luat-o în sensul acela care trebuie redactat. Exact. Eu am plecat să rămân varianta aceea. Ce mă fac? Ce mă fac? Ce mă fac? Cum fac? Așa, așa trebuie să... Triunghiul PBC, în triunghiul PBC, avem BO perpendicular pe PC. BO. Asta e din ipoteză și pătrat. Perpendicular pe BO pe pe ce? Pe ce? Pe ce? Pare. Pe ce? Ce? Ipoteză. Și CL perpendicular pe PB demonstrat. CL perpendicular pe PB. PB demonstrat. Demonstrat.
Și atunci și spune că se intersectează așa. Punctul Q. Păi atunci, deci, zicem așa, C îl intersectează. C îl intersectează pe B O egal punctul Q. Care capătă calitatea de rezultă, rezultă de aici din cele două. Q ortocentru. Și atunci n-are ce face, rezultă că PQ perpendiculară pe BC. PQ perpendiculară pe BC. Și pe de altă parte, de ce e perpendiculară? BC perpendiculară pe BC. Da, pe BC rezultă că din cele două PQ paralel cu DC. PQ paralel cu DC. Terminat problema. Nu a fost chiar ușoară. N-a fost ușoară. Eu mă uită la celelalte, de asta mi s-a făcut ușoară. Da, tu vrei la ales, dar nu a fost chiar ușoară. Am făcut figura mai mare, parcă s-o văzut mai da, bine. Și nu pot să mă despart până când nu organizez lucrurile ca experiența care ai câștigat-o aici, să o folosesc în altă parte. Deci, eu trebuie să plec la problema asta cu ceva. În primul rând, ei n-au știut, domn profesor, asta. Vedeți cât de greu le-ați băgat în cap chestia asta, că dacă două unghiuri sunt congruente și avem și o perpendicularitate, și laturile celelalte care fac unghiul, sunt perpendiculare. Asta ei n-au înțeles. Reciproc asta. Asta, da. Pe BC, deci... Și a doua latură care completează cu celălalt de două. Care completează unghiul, congruent. Deci asta nu vă era clar. Vedeți? Acum trebuie să spun că asta este reciproca teoremei. Unghiurile, două unghiuri care au laturile perpendiculare, două câte două, am enunțat-o, care sunt congruente, reciproc. Dacă sunt congruente, atenție, și au câte o pereche de laturi perpendiculare una pe alta, rămân ca celelalte două laturi care completează unghiurile, atâta o latură a unuia cât și a celuilalt când pic acolo, sunt perpendiculare și celălalt. Iar când un pătrat avem... Cum avem aici? AB pe BC. Păi asta-i, AB pe BC, corect. Și mai avem lângă ele... Și avem unghiul ăla, B1 cu C1, care tocmai ce ați demonstrat. Atunci și BP perpendiculară pe C... Da, deci vine foarte... Mă întorc din nou să punctăm aici, că e o problemă foarte importantă și frumoasă, din care trebuie, repet, să păstrez ceva esențial. În afară de enunțul acesta, eu cred că strategia pe care am urmat-o trebuie să fie foarte bine înțeleasă de voi. Deci după ce ne-am străduit suficient de mult paralelismul, din experiența tot a unor probleme din urmă, ca să fie paralelismul ce bine ar fi să avem o secantă și să putem găsi din cele 8 perechi de unghiuri, să găsim o pereche. Congruente. Și cum aveam unul de 45, am tras acolo, de-am amețit ca PQO să fie de 45 grade și n-am fost. N-am fost să fie. Poate el este. Nu l-am văzut noi acum. Corect. Da, nu l-am văzut. Și atunci am părăsit toată povestea asta și am zis, bă, ce fac? P din P pleacă, trece prin Q. Nu prin altă parte, prin Q. Q ăla să fie paralel cu DC, PQ, de parcă ar fi perpendiculară pe aceeași dreaptă, dar una este. Deci, practic, trebuie să arăt că PQ este perpendiculară pe BC. Da, asta iar o pot. Și iarăși e un moment foarte important al problemei. Da? Și atunci, imediat m-am fugit cu privirea spre triunghiul BPC. Dar de ce spre BPC? Păi că pleacă din P. Și pe BC să fie perpendiculară. Și trece prin Q. Păi Q trebuie să fie calitate de ortocentru. A zis imediat. Nu știu, văzusem. Dar când m-am insistat, păi e vorba de intersecția lui BD, care e perpendiculară pe a de diagonale. Gata, asta e rezolvată. Una din înălțime e făcută. Cealaltă era muncită de noi. Da, da, da. Că nu știam noi cândva. Dacă ne trebuie. Da. Noi am făcut perpendicularitatea de când de la cei ce aveam. Asta e cât asta, am muncit noi acolo. Ne-a ieșit că e perpendicular aici, dar când am tras spre problemă ca să fie să le 45 de grade, nu mai ieșea.
Și atunci aș spune așa, că eu n-aș face problema așa. Aș complica un pic. Deci în loc să cer PQ paralelă cu DC, care am văzut că se face prin triunghiul ăsta, aș zice așa, starea tic măsura unghiului PQ O e de 45 de grade. Cum, domn profesor, că e de 45, domn profesor? Am muncit și nu ne-a ieșit. Păi da, ascund perpendicularitatea, ascund paralelismul și fiind paralele cu DC, înseamnă că unghiul ăsta e cât ăsta, 45 de grade. Deci, practic, ascund perpendicularitatea. Da? Deci ce n-am putut face, iese acum la lumină, datorită faptului că am arătat paralelul. Da, da. Deci eu nu spun să se arate că e paralelă. Spun, găsește măsura unghiului de aici, pe Q. Arată că e de 45? Nu, nici măcar spun, găsește măsura unghiului. Mai dur. Nu ziceți că e de 45? Nu zic, să se arate că e de 45, că atunci el îl trag acolo. Nu, să se găsească măsura unghiului pe Q O. Găsească măsura lui PQ. Da? Deci vedeți că... Așa fac și autorii ăștia, domn profesor. Da, așa. Ce fac eu acum este momentul acela când m-am desconspirat. Rezolv o problemă și de la ea mai... Sigur că da. Mai găsesc idei. Deci face problema mai interesantă. Da. Și de la etapă, eu am făcut-o acum mai interesant. Poate altul când o prea o facem. Deci dacă aș publica problema asta, și vă rog să mă credeți că am trăit starea asta de bine, publicând anumite probleme. Când am publicat o problemă, vă spun acum, veni vorba în 80, parcă, o problemă pe care n-am mai putut să o mai rezolv. Am uitat rezolvarea. Și am gazeta matematică, mă tot uit la ea și nu mai amintesc rezolvarea. Problema? Noi, dar e ceva cu... trigonometrie de pe clasa a 10-a. Mai departe. Da. A, simplu. Da, simplu. Da. Cosinus tangent. Da. Da, este o monstră a ceea ce înseamnă etapa în care compui o problemă. Da? Și nu degeaba vă tot spun. Eu nu urmăresc o simplă rezolvare. Ci pur și simplu urmează să vă dezvolt acest apetit pentru a face și voi la rândul vostru. Creați! Partea asta este fascinantă, aceea în care creezi. Poți să aranjezi ceva mai mult, mai interesant. Da? M-am mai zis, m-am trezit inventator, nu că mi-am propus să fiu un inventator, ci pentru că am făcut un antrenament în timp. În fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare clip, acum, clipa asta, am aranjat o problemă. Deci triunghiul ăla POQ este dreptunghichisos cel, cum noi chinuiam acolo sau. Da. Tamam că ăla e de 45? Da, este, dar nu pot să arăți, n-am văzut noi. După ce arăți că e paralelă. După ce arăți că e paralelă. Atât, la revedere. Da. Și paralelă, să arăți așa direct, muncind, nu ne-a ieșit. Nu ne-a ieșit, da, tocmai. Da. Că și n-ai muncit la ăla. Iată, pot formula și mai mult. Să se arate, nu-i spun că isoscel, că atunci am trimis măsura de 45 de grade. Da, bine, nu. Nu, e cel mai dur așa, să se găsească măsura unghiului. Pe nu-i zici nimic, corect? Nu-i zici nimic, măsura pe Q-ul, cu zero, seama după aceea, pe treaba lui. Dar ca să găsească măsura. Păi da. Nu, că noi ne chinuiam să arătăm că e dreptunghic isoscel, dreptunghic găsisem, dar nu știam că e și isoscel. Și tamam că el este. Este după aceea. Deci, formularea să găsească măsura lui PQO este cea mai dură. E dură? Foarte dură. Ai, da, asta la olimpici, domn profesor, nu poți să dai la... Nu, o să ascund, că tot veni vorba. Asta la olimpici, domn profesor, nu-i dai la ăștia. La mă? Voi, doamne. Dragilor, sigur că... Nu am făcut decât să vă invit. Să vă invit să gustați din starea asta de bine când compui o problemă. Și nu să fac problemele, nu așa lepi ceva pe stradă și compune o problemă. Da, bineînțeles. Tot așa, de la asta se pleacă. Tocmai, lucrând, șmecherii, văzând, nu știu ce, și imediat complici problema.
Vă spuneam că în clasa a noua, lui Adi și lui Aura, i-am dat problema asta. Mie, da. Cum să o citească, probabil, acum, când eu am în minte tot timpul. Și i-am prins pe cu problema. Vă arăt acum. Ce problemă i-am prins? Tot așa, jucându-mă, probabil, dintr-o problemă în alta, mi-am dat-o în felul următor. La clasa nouă? La clasa nouă. Geometrie? Ei făceau, repetau clasa, în clasa noastră, făcea geometria plană. În anii din urmă. Deci asta în 80 și... Eu terminat în... Nu, 90 și... Mine. 90 și... Eu n-am mai făcut la liceu geometria plană. S-a făcut-o geometria plană, dar și am făcut-o, știu eu bine. Tu de ce n-ai făcut-o? Nu știu, eu n-am mai făcut geometrie dintr-a nouă. Eram așa de fericit, doamne. Dintr-a nouă n-ai făcut geometrie? Dar ce ai făcut dintr-a nouă? La algebră, dintr-o astea, numai la algebră, geometrie, la Gângeanu. 90 și cât? 91 am terminat. 91. Cristi a terminat în... N-am mai făcut geometrie. Și Cristi mai nimic decât mine. Eu am 43 de ani, domnule. Da, 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 da. Știu cât mi-ai mutat tine. El a terminat în 94. Dacă ei au, da, ei au 40, vă dați seama. Deci, da. Dar eu n-am mai făcut în liceu geometrie. S-a făcut, s-a făcut geometrie, s-a făcut geometrie. Eram foarte fericit cu toții, că am scăpat de această geometrie. Și ce, Adi, mai ai un pic? Un pic? Da, da, un pic. Abia am început școala. Mai aveți 2 ani, asta da, și la... geometria... Nu e mult. Toți au fericit. Geometria, în spațiu nu faci nimic fără plană. Exact. Păi îmi zicea o mămică acum că i-a făcut copilului, i-a desfăcut prisma, i-a făcut-o, i-a confecționat-o, i-a desfăcut-o ca să o ducă în plană, să-i arate, ca să poată să rezolvi problemele lui Vlad. Care Vlad? Lui Vlad, al Cristinei, verișorul lui Darius. Deci, înțelegea? Da, totul. Îi face figurile, îi le arată în plan. Figurile în spațiu. Dar cum e la spațiu? Da, și le desface în plan. Da. Cum e în spațiu? Să dăm un triunghi. Să dăm un triunghi care care. Hai și voi. Deci un triunghi care care. Până aici am zis. A, deci. Bun. Construim pe latura AC un triunghi dreptunghi cu vârful în A. Deci, dreptunghi isoscel. Deci, practic, am construit triunghiul CAE. CAE. Și în partea asta un triunghi dreptunghi isoscel. F. F, A, B. F, A, B. Domnul profesor, ne-ați mai dat-o. Ce? Nu cred că ne-ați mai dat-o. Și apoi o strângi pe CB, nu? Într-o vizionare. Nu, nu. Nu e. Nu e. Ducem mediana să se arate că AM este mediană, dacă și numai dacă AM este perpendiculară pe EF. Nu, n-am mai făcut. Deci să se arate că AM este mediană, dacă și numai dacă AM e perpendiculară pe EF. Deci sunt două probleme. Dacă e mediană, să arătăm că e perpendiculară, deci pleci că e medianul, unei vârf cu mijlocul și prelungitul trebuie să fie perpendiculară pe asta, și invers, dacă e perpendiculară, pleci că AI, hai să zic, AI e perpendiculară pe EF și atunci se taie pe BC la mijloc. Prelungită să arăți că tai pe BC la mijloc. Aceasta e problema care am prins în clasa nouă. Deci, o bâlbuit-o, nu a dus-o până la capăt. Și eu am fost foarte fericit. Era diabolic, domn profesor. Nu. Să faceți ca să-i prindeți. Nu. Apropo, cum lucram, era care pe care. Cine-l prinde pe celălalt cu chestii și nu poate face. Nici unul, nici altul nu a făcut-o. Adi mi se pare că s-a dus mai mult, Aura mai puțin. Lucrau individual. Și a trebuit înțeles. Deci dai seama ce deși... Nu aveau voie să se... Cum să se influențeze unul pe altul? Nu, măcar să se sfătuiască acolo. Nu făceau pentru că din oricum era la teză. Ah, era la teză. Asta e chestia din teză. Da, la teză. Și cât le-a zis? Ei, cât le-a zis? 9.50. 9.50, normal. Nu l-a dus-o până la capăt. Da, a finalizat-o.
Problema e foarte frumoasă, vă las să o găsiți. Îl găsiți rezolvată și prin lecțiile mele. Nu știu în care lecții. Mama găsește. Da. Deci, anul trecut am făcut-o cu cineva care era în clasă, acum 2 ani, cred că, 2 ani. Era în clasa 8, acum în clasa 10. Deci am făcut-o acum 2 ani, prin lecțiile acelea, e deja făcut. Da. Nu, era în clasa 8-a băiatul care am făcut-o eu, dar fiindcă lucra la geometrie în spațiu, am zis, hai să vezi problemul geometriei plană. De-aia nu merge foarte bine. Nu știi pe asta. Și am făcut-o și pe asta, problema asta care mi-am amintit. Da. Cum am făcut-o? Trebuie să mai știu. Rămâne să ne gândim, să vedem. Sunt două probleme aici. Știu, mi-am dat seama. Da? Sunt două probleme. O problemă este când luăm mediană și să fie perpendicular și altă problemă este să fie perpendicular și să arăți că prelungirea îi trece chiar pe mijlocul. Dar cum se numește? Ca să știm să căutăm. Lecția aceea? Lecția numărul. Da, dacă aș ști problema. Știi că mai ai o problemă? Mai băieții de asta? Hai să vedem. O cauți tu și pe asta. Dă, Doamne, să ai timp, ai la geometrie, te stam, la geografie, am înțeles, la ce mai aveți? Da, ce mai avem o problemă. Păi mai aveți o problemă la temă, mă. Hai de capul, mă. Hai să vedem. Și construcția la multe, chiar vreau să văd cum construiți. E A, B, C, D și A, E, B, F, pătrate. A, B, C, D și A, E, B, F, pătrate. Separat? Nu. No. Ca să formeze împreună. Nu știu cum. A, B, C, D și A, E, B, F, pătrate. Să văd cum construiți. Nu, domn profesor, voi, cum ați construit? Uite, să formeze spate A, B, C, D. Ia spune așa, fie... Fie A, B, C, D. Pătrățel. A, B, C, D. Și A, E, B, F. A, E, B, 14. F. Da, pătrate. A, E, B, F. Da, pătrate. Cu punctele D și E situate de aceeași parte a dreptei AB. Așa. Punctele D și E de aceeași parte a dreptei AB. D. N-am înțeles. Asta îmi zice. D e de aceeași parte a dreptei AB. AB. Adică dreapta AB împarte planul în două semiplane, se cheamă. Corect. Da, două semiplane. De o parte și de alta. Corect. Și D e? D și e de aceeași parte. Ori în ăsta, ori de acolo. Corect. Asta înseamnă. Da? Deci D și e de aceeași parte a lui AB. Aceeași parte a dreptei AB. A dreptei AB. AB. Arătați în concluzie că E este centrul pătratului ABCD. E. Centrul pătratului ABCD. ABCD. Da, și că BF paralelă cu AC. BF paralelă cu AC. Cum facem desenul? Să facem desenul, asta. Desenul facem creion. Ca să puteți să ștepteți. Normal. Dacă nu voi... Ai dat răspunsul cel mai mult așteptat de rău. Ce facem? Cu creionul, nu? Cu creionul. Eu spune cu creionul. Ne-ai scos din încurcătură. Acum se desenez. Deci ABCD pătrat. Facem un pătrat de aici și după aceea, vezi. Dacă atât un simplu pătrat, fără înclinat, fără nimic. N-ai creion? Da. Deci, A, B, C și D. D și E. De aceeași parte, înseamnă că e sus, pentru că D-ul e sus, domn profesor. D-ul și eu, de aceeași parte a lui A, A B. Deci, vedeți, dacă vă închipuiți dreapta AB... Ia uitați-vă la domn profesor cum face. AB-ul
împarte planul în două semiplane, se cheamă două semiplane. Și zice Deu și eu de aceeași parte. Adică sus, când deci sus. Nu poți să las pe dacă Deu l-a prins vremea aici. Da. Mă obligă și cu eu să mă duc tot în zona asta. Nu știu pe unde. Pe aici, pe aici, pe undeva. Abandonam. Dar n-am voie să mă duc jos. Deci în aceeași semiplan, zice. Bun. Acum A, E, B, F, e tot pătrat. A, E, B, F. A, păi el pe aia de prelungi mai sus, nu? A, E. B, F. Și pe că F îl prelungim cu celălalt. Facem un pătrat. A, E. Unde? Să mă duc așa? Tot pătrat trebuie. Dacă mă duc un pic mai sus, A, E, B... B e acolo, n-ai cum. A, E, B... Mergem în ea cu pătrățelul meu. A, E, B, F. Trebuie să mai faceți un pătrat, domn profesor. Păi, A, E, Miruna, B, B... Cum fac eu ca să mă duc la V? N-avem voie să o luăm în jos? Păi n-ai voie pe ei să le iei în jos, trebuie de același, de aceeași parte. Deci eu zice, și D-ul sunt de aceeași parte, da? Eu și D-ul sunt de aceeași parte. Intră în pătratul ăsta A, B. Da, A, B. Deci A, B. Ca o diagonală, că de aia e la distanță. Eu trebuie să respect ordinea asta. Da. A, E, B, F. A, mă duc pe aici, E, B, F. Și F, unde e? În jos, nu? Dar nu. Sunt sus, iarăși. F-ul poate să fie în jos. Deci, F-ul poate să fie în jos. Deci, cum să fac? Dar să fie pătrat. Deci, să plec de unde? De la... E, A, E, B, B, F. Și F. A, E, B, F. Bun. Da? Așa pot să fac. Da. Așa pot să fac. Da. A, E, B, F. Nu ne putem ajuta un pic din concluzii că E în centrul pătratului ABCD? Și ca să ducem fie la intersecția diagonalului ABCD? Deocamdată nu sunt, n-am citit toată problema. E drept. Dar ca variantă, așa, faptul cam așa zice, A, E, B, F, așa e bine, da. Iar eu îți spune că este în semiplan cu D, mă îndeamnă să cred că așa este vorba. Așa, cam iar așa. A, B este o diagonală. A noului pătrat. Din felul în care apare A și B, e o diagonală. A, B este o diagonală. Păi, și știu că într-un pătrat, diagonalele sunt perpendiculare. Da. Și sunt perpendiculare și se înjumătățesc. Iată-mă pe mine că încep să-i caut mijlocul. Să iau cealaltă diagonală a pătratului acesta. Se înjumătățesc, deci să fie egală cu asta. Și apare eu pe aici pe undeva. Eu și eu aici. Deci tot ce am desenat acum, șterg. A fost numai partea de întuire. Sigur că da. Așa. Atât numai partea de construire? Da, bă, da. Duceți diagonalele lua cu bădâi și gata, iese eu, ca acolo. La intersecția diagonalilor lua ABCD. Așa este, da. Ați observat ce am făcut. Super, bă, aici. Da? M-am dus așa. Eu m-am dus după... M-am uitat ce îmi cere să văd aici, într-un nu știu ce. Atunci am văzut că trebuie să iau o altă diagonală. Perpendiculară, pe la mijloc. Am dus-o așa. Iată că... Finalul este... Și ăsta e pătrat, eu e acolo. Așa, și ăsta este pătratul al doilea, da. Cel de-al doilea pătrat. Ai făcut figura mea? Du diagonalele la primul pătrat, la ăla mai mare. La mai mare, care zice problemul. Da, uite, trebuie să arăți că iei centrul pătratului. Deci nu am muncit degeaba. Și eu a părut ca vârf. Noi nu știm că s-a aflat chiar la intersecția diagonală. Noi am construit pătratul deocamdată. Și de trebuie să arătăm că eu este chiar în intersecția de diagonală. Este păi partea a doua. Trebuie să arătăm că A, D, C, B e pătrat. Păi, dar deci el este pătrat. D,
ADC B este pătrat, nu? Este pătrat, da. ADC B este pătrat, așa am desenat. E congruent cu EA, congruent cu EB, congruent cu DE? Miruna, de asta o zic mama, dar nu cred. Nu, da, e trebuie să glumiți, domn profesor, n-aveți încotro. Păi uiteți că așa, eu așa, am văzut da. Pătratul. Chiar. Da. Și atât am tot. Pătrat, aveți două pătrate. Păi ducem diagonalele ABCD. Păi duc, al lui ABCD, duci. Dar nu e așa, nu e drept. Nu e drept. Păi, dar de unde știu eu că mă trebuie? Pentru că E' e egal cu E. Dar de unde știu? Ne-a zis problema. Nu, nu a zis așa. Nu să se arate că... Aia e concluzia. Domn profesor, nu scrie acolo, e concluzia. Da, adică că dacă e paralelă cu aia, e paralelă și cu acă, nu, domn profesor? Dacă noi arătăm că e centru, gata, e rezolvată și bâful cu aia, cu acă. Deci vedeți să arătăm că bâful e paralel cu acă, dar bâful e paralel cu aia. Asta era punctul 2. Deci trebuie să arăți că bâful e paralel cu acă. A? Ce? Da. Dacă arăți că e coliniară, a e că, gata. A e că e coliniară. Vai, nu-mi place. Care e aia? Mă, dacă arătați că e centrul pătratului, atunci iese și aia imediat. Iese și problema așa. Deci trebuie aici problema dusă. Că eu ăsta n-are altă șansă decât să fie la intersecția diagonală. Asta, da. Că n-are exact. Altă șansă, dar trebuie să vedem de ce. Bun, și cum arătăm că e centrul pătratului? Că noi arăt, diagonalele știm că sunt congruente, că diagonalele sunt și bisectoare. La pătratul ăsta și la pătratul ăsta. Da, exact. Păi trebuie să vedem, trebuie să vedem o idee. Nu dau seama cu asta. Deci ca să arăți că, dacă arăți că A e, de exemplu, nu merge pe E prim. A e cât e B. A e cât e B. Înseamnă că e jumătate. Da, E cât e B este din pătrat. Exact. Nu înseamnă că e... Nu înseamnă, asta nu înseamnă că... E B, doar atât, că E este pe perpendiculara pe mijlocul lui AB. Mm-hmm. Păi da, AB e paralelul cu DC? AB cu D. DC? DC, păi nu e pătratul mare. E pătrat, da. Dacă A e perpendiculară, E e perpendiculară? A, noi nu știm. Eu știu așa, că A e B, F, e tot pătrat. Într-un pătrat, diagonale se înjumătățesc. Sunt perpendiculare. Și sunt și perpendiculare. Deci este perpendiculară. Atunci, e perpendiculară de AB. Prim ăsta, da. O prim este mijlocul lui AB. Corect. Și dacă e F... Și cum e A este cât e B, da. Că e pătrat. Corect. Înseamnă că E se află tot timpul pe perpendiculara. Pe mijlocul lui AB. Eu îi mai sus, mai jos, nu știu. Așa, nu știm unde, corect. Și problema care se pune este să văd dacă eu și intersecția diagonalelor este tot pe perpendiculară. Asta. Și cum arăt? Păi, intersecția diagonalelor este pe perpendiculară pentru că punctul acela de intersecție notat de noi e prim. E prim A este cât e prim B. Da? Da. Și triunghiul ăsta este tot așa isoscel și unghiul este de 45 de grade și aici. Corect, unghiul 45, da. Da? 45 de grade și e prim așa, și e prim A B sau O, B, da. Sau O prim aici, da. Și e A O prim, și e A O prim. E de 45. Tot de 45. Păi atunci e și cu E prim tot una. Din motive foarte clare, că dacă am o semidreaptă, nu pot face de o aceeași parte două unghiuri de 45 diferite. Corect. Asta suprapune pe asta. Și dacă s-o suprapus peste asta, cum e și e prim erau pe mediatoare, sus mai jos, da. Atunci fiindcă și astea două s-au suprapus, e și e prim coincid. Coincid. Și acesta este motivul pentru... Bine, și cum și la punctul ăla altul de mai e foarte simplu. Pentru că BF e paralel cu AE, noi trebuie să arătăm că BF e paralel cu AC, dar n-are cum să aibă BF două paralele. Deci... Păi da, AE e jumătate din AC, mamă. Dacă e paralelă pe jumătate din ea, e paralelă pe da, toată. Da, e. Da, da. E dreaptă, paralele.
Deci BF... BF e paralelul cu A, da. E cu pătrat. Da. Sigur că da. Și dacă sigur. Am arătat că A e jumătate din AC, e gata problema. Da. E. Deci cu problema asta, important a fost ca E să fie cu E prima. Cu E. Eu acela să fie chiar în punctul de intersecție a diagonalelor. Și am dovedit asta, că nu se poate construi de aceeași parte a semidrepte două unghiuri diferite de aceeași părțile. Da. Și scriem așa, domnul profesor, A ce intersectează B de... Scriem o redactăm matematic. Hai să vedem cum redactăm. Zicem așa. Demonstrați. Zicem... Mai se aude sau aude, da. Zicem intersecția... ABCD, zicem ABCD. Pătrat. Rezultă că AC intersectează BD. Nu e, sau E prim sau... Egal mulțimea formată din punctul E prim, cum am dat acolo. E prim. Așa încât... Și facem și noi așa pe figură de un profesor cu E primul ăla? Sigur că da. Facem și noi așa? Da. Se face așa ca să arătăm că, pentru început distincte caractere. E și E prim, dacă le pui deodată în același punct, ce arăți? Arăți că sunt în același punct, cu undele tu în același punct? Ups! Da? Deci așa se face. Deci în punctul E prim, așa încât A, măsura unghiului E prim A, mai notez și faptul că celălaltul este pătrat. A, E, B, F, de subsul. A, E, B, F, pătrat. Rezultă că și diagonalele acestuia, adică E, F, intersectează pe AB. Egal mulțimea formată din punctul O. O prim nu mai e cazul, că mă gândeam că pun și O sus. Nu O. Dar așa încât AO este cât OB. AO congruent cu OB. Nu? Că diagonale sunt jumătățile. Și E O cu O, E. Și acolo am scris așa încât sus. Așa încât, pot să zic și aici, AC, Miruna, congruent cu cine AC-ul? Cu... AC congruent cu DB. Nu AC, AE, nu? AE. AE prim atunci. AE prim, așa. AE prim congruent cu E prim C. E prim C. Și D e. Și D e. E prim. D e prim congruent cu... E B. E prim... E prim... B. B. Aici A, O, congruent cu OB. Și E O cu OF. E O, congruent cu OF. Și spun acum și încă ceva în plus. Măsura unghiului O, A, E egal cu măsura lui O, A, E prim și egal cu 45 de grade, nu? Și mai adaug din toată discuția asta, din astea două. Adaug că măsura unghiului E prim A, sau O A E prim, măsura lui O A E prim, egal cu măsura unghiului O A E prim, O A E. O A E. Și egal cu câte grade? Cu 45 de grade. Că nu știm să mi se pare. Și asta înseamnă că OE se suprapune cu OE prim, nu? Deci OE, nu OE, AE. AE e egal cu AE. AE e egal cu AE prim. AE egal cu AE prim. Este una și aceea semidreaptă, hai să spunem așa, da? Dacă AE e egal cu AE prim, da. E egal cu E prim. Și de aici rezultă că E egal cu E prim. Mulțimea formată din E sau punctul acela E și E prim coincid. Bun. Da? Punctul E și E prim coincid.
Acum la BF... Ce trebuie să arătăm? Că BF-ul paralel cu AC. Noi știm că AC egal cu AE. BF trebuie să fie paralel cu... Da. AC, dar BF-ul e paralel cu AE. Da, da. BF egal cu AE. BF egal cu AE și paralel. Da, deci că da. Scumpem într-o aici. Păi tocmai ce ți-i fac? Atâta BF. BF paralel cu AC. Cu BF. BF. BF, am obosit de acum. BF, e jos, domn profesor, da. Paralel cu AE. Cu AE. Cu AC. Latura cealaltă a pătratului, domn profesor. Așa. Fiindcă AE coincide cu păi da. AE prim, adică e AC, practic, nu? Deci BF e paralelă, spunem, BF paralelă cu AE. AE. Paralel cu AE. Iar noi avem punctele A, E, C. Avem A, liniuță E, liniuță C, adică sunt pe liniare. Da. Avem punctele A, E, C. Deci rezultă că BF paralelă cu AC. BF paralelă cu AC. Termina problema. Avem coerentitatea asigurată din ce am discutat mai înainte, că O e centrul. Corect. Și terminată problema. Mai discutăm, chiar dacă am nevoie. Da. Am terminat și tema. Eu oprim aici. La revedere.